Zahărul alb este invenția și tentația epocii moderne. Nutriționiștii îi spun otrava albă și ne recomandă să îl eliminăm definitiv din dieta noastră. Îl întâlnim în toate preparatele de patiserie, în dulciuri, sucuri și chiar pâine. Numai la o linguriță, la un ceai consumăm cam 2 lingurițe de zahăr, care este până la 20 de grame de zahăr și deja 20 de grame de zahăr, 4 deja 80 de calorii, numai la un singur ceai. Pe lângă faptul că și pâinea e un aliment care are conținut mare de glucide și noi mâncăm foarte multe glucide. Cele mai grave probleme cu care se confruntă populația din întreaga lume sunt în mare parte cauzate și de consumul excesiv de zahăr. Consumat în cantități foarte mari, duce la boala secolului, boală care în ultimii ani a crescut foarte mult ca număr de pacienți, diabetul. Obezitatea la copii poate da, de fapt nu numai la copii, la și la adulți, scarii dentare, tulburări de atenție la copii, consumul mare de zahăr duce la deficiență de psihomotorii. Trebuie să știți că zahărul nu are nicio valoare biologică, cu excepția caloriilor pe care ni le aduce. E uimitor câte calorii se acumulează în organism de la o singură sută de grame de zahăr alb. Sunteți curioși? Ei bine, este vorba de 409. Zahărul alb se face printr-un proces de albire cu dioxid de sulf, care poate produce probleme la pacienți cu afecțiuni pulmonare, poate să producă afecțiuni gastrointestinale și este un aditiv. Puteți înlocui zahărul alb cu cel brun, cu suc de măr, chiar și în compoturi sau dulcețuri, cu fructoză, cu miere, denumită și alimentul zeilor. Fructele pot fi desertul cel mai sănătos de unde să vă luați dulcele pentru răsfăț. Pe rafturile magazinelor trebuie să găsiți și green sugar. 100% dulce natural, 0 calorii, 0 indice glicemic și 0 probleme.